Pentru a celebra Ziua Mondială a Poeziei, la Galați a fost organizată prima ediție a Târgului de Carte și Poezie Domnească 61 Poezie, sub egida Centrului Cultural Dunărea de Jos. Astăzi, proiectul Domnească 61 Poezie, am spus că este locul în care astăzi ne întâlnim cu poezia și cu sufletul. Zeci de tineri pasionați de lectură au participat la evenimentele organizate în centrul municipiului, unde i-au putut întâlni pe poeți, le-au ascultat versurile și au ales o carte dragă sufletului. În materie de cultură, trebuie să înțelegem că cultura este o formă de rezistență națională. Poezia, ca și tot frumosul, sfera estetică este o formă de împlinire atât a individului, cât și a naționalului. Și este foarte important că aici sunt copii, pentru că, de fapt, viitorul acestei țări sunt copiii care trebuie să fie educați. La târg a fost prezentă și poeta Angela Baciu, care și-a prezentat ultimele două cărți publicate, despre cum nu am ratat o literatură grozavă și patru zile cu Nora. În această carte veți descoperi interviuri cu vârfuri ale literaturii românești contemporane, o carte din trei capitole. Primul capitol, intitulat Interviuri la cafea, veți găsi interviuri realizate în perioada anilor 2007-2015 cu personalități din literatura română. De asemenea, în a doua parte a cărții, Îți mai aduce aminte, Doamnă, sunt interviuri cu scritori dragi mie, care astăzi nu mai sunt. Programul dedicat Zilei Mondiale a Poeziei a cuprins întâlniri cu elevii Colegiului Național Vasile Alexandrei, Colegiului Național Mihail Cogălnicianu, Liceului de Artă Dimitrie Cuclin, Colegiului Național Costache Negri și Școlii Gimnaziale numărul 28 Mihai Eminescu. Poeții Petre Rău și Denisa Lepădatu au susținut un recital de poezie, iar elevii și profesorii Școlii de Arte i-au încântat pe cei prezenți cu acorduri de acordeon. La evenimentele derulate luni a fost prezent și Victor Cilincă, care a prezentat volumul Stelei Iorga Coffin Blues.